Ministrul de Interne a aprobat planul Litoral 2016, care trimite în stațiunile de la Marea Neagră mai mulți polițiști din țară. Nu pentru a se distra, ci pentru a avea grijă de siguranța și liniștea turiștilor. Printre aceștia se află și câțiva lucrători de la Inspectoratul de Poliție Județean Olt. În lunile iulie și august, în perioada sezonului estival, 6 polițiști de la structurile de investigații criminale, criminalistic și ordine publică sunt detașați pe litoral. În activitățile ce vor fi desfășurate pe litoral sunt angrenați polițiști de la toate structurile, care acționează în sistem integrat împreună cu colegi din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Oamenii legii vor asigura ordinea și liniștea publică, vor acționa în trafic și vor avea grijă să nu se întâmple scandaluri și alte evenimente grave. De asemenea, în perioada iulie-august 2016 va fi inițiat un proiect pilot pentru informarea turiștilor din stațiunea Mamaia, unde aceștia vor putea semnala faptele antisociale și vor primi recomandări preventive.